gestul de 85 de milioane de dolari făcut de Avicii înainte de a se sinucide, a dat toi banii săracilor. O parte din presă a speculat ce deja Avicii s-ar fi sinucis, astea pentru ce nici până acum nu s-a precizat public care a fost cauza morii artistului, nici cum s-a întâmplat totul. Totul, familia a transmis neoficial ce artistul s-ar fi stins din cauza unei pancreatite acute. Se știe ce tânărul de doar 28 de ani avea i probleme legate de consumul de alcool, scrie bugetul ro. Deja Avicii era însă un om bun, dar nu a dorit să fac publice actele sale de caritate. Potrivit Express.com.el ar fi donat toți banii că subliniere tigaci în urma turneului său din SUA din 2012 organizației americane Fooding America. Artistul ar fi încasat atunci aproximativ 85 de milioane de dolari. Un an mai târziu, deja Avicii a donat 1 milion de euro organizației suedeze Radio Chelpen, iar după moartea sa, secretarul general al organizației, Anna Hedenmo, a mulțumit public, printr-un anunț pe Twitter, pentru sprijinul primit. Avicii, al cărui nume era Tim Berglin, a fost găsit mort vinerea trecut în Muscat din Oman. Înainte de a fi publicat oficial cauza morții, părinții lui au povestit ce timp nu a fost făcut pentru a subliniere inriile la care ajunsese. Dragul nostru Tim a fost un ceutor, un suflet artistic fragil, care purta răspunsuri la mari întrebări existențiale. Un perfecționist supraperformant care a celătorit sublinierea i-a muncit din greu într-un ritm care l-a condus la un stres extrem, scrie familia în scrisoarea spus sublinierătoare după dispariția DJ-ul, potrivit Mediafax. Când a oprit turneul, a vrut să găsească un echilibru în viață. Pentru a se simți bine subliniere ea putea să fac ceea ce iube subliniere te cel mai mult muzica. S-a luptat cu adevărat cu gândurile despre semnificație, viac, fericire. Acum nu mai putea continua. El voia pacea. Nu a fost făcut pentru ma subliniere inria la care a ajuns, era un tip sensibil care subliniere i-a iubit fanii, dar a evitat lumina reflectoarelor, se arată în declarație. Tim, vei fi iubit subliniere in vei lipsi. Te vom purta mereu în amintirea noastră pentru ceea ce ai fost subliniere i-ai făcut pentru muzică. Te iubim, familia. Scrisoarea vine în completarea controverselor care au apărut în spațiul public sublinierei pe rețelele sociale legate de problemele de sănătate sublinierei stilul de viață al vedetei muzicii electronice.